Dacă Maria Savo de Ștefan, aflat la Pudna, se răsucea pe cal să-și zlobadă arcul îndărât, de bună seamă săgeata cădea în Sucevița. Spun în ciudați locuitorii acestui sat, dar n-a fost să fie așa. Bunul Dumnezeu i-a hărăzit cu o biserică abia prin 1581, când familia boierilor movilești a ridicat o ctitorie modestă cu hramul Învierii Domnului. Așezată discret, între dealurile care străjuiesc Valea Părului Sucevița, vecină cu locul de veci al Sfântului Domn al Moldovei și la doar 18 km de Rădăuți, Mănăstirea Sucevița provine din timpul domniei lui Petru Șchiopu, 1582-1591, când frații Movilă, ajunși acum mari dregători la curte și sfednici ai voievodului, au găsit resurse financiare pentru ridicarea unei biserici spațioase, 1582-1584. Dacă ar fi să dăm crezare legendelor, după vodă se ațineau cete de voinici, meșteri și fete frumoase, cu păr bucălat și pielea albă ca laptele, doftori învățați, norod de toată mâna, care se aciuară pe Valea Părâului, își ridicară bordeie și lucrară cu spor la zidărie până isprăviră mândrețe de mănăstire. Într-adevăr, în 1595, Ieremia Movilă ajunge pe tronul Moldovei și adaugă construcției două pridvorașe așezate pe laturile de nord și sud, o casă domnească a cătării, cum spun gospodarii locului, chilii pentru călugări, apoi, după cerințele vremii, ziduri de apărare din piatră brută de râu, groase de 3 metri și înalte de 6 metri, și turnuri masive, în 8 laturi, întărite de contraforți, alcătuind o curte interioară de 100 pe 104 metri, ca la cetățile medievale de mare rang. Nimeni nu putea intra și ieși, după ce clopotul bătea stingerea și se închidea poarta, iar fetele ținute în surghiun, amar trebuie să mai fi jelit. Pe atunci, odrazlele domnești stăteau ferite de lume, ca nu cumva să fie furate sau la o adică să urzească împotriva dronului. Ca arhitectură, biserica Mănăstirii Sucevița respectă caracteristicile stilului moldovenesc, consolidat și cultivat în timpul domniei lui Ștefan cel Mare și Sfânt, în fapt o îmbinare armonioasă și caldă a elementelor de artă bizantină și gotică, la care se adaugă frânturi de arhitectură ale vechilor biserici din lemn din Moldova. Pictura interioară și exterioară, realizată cu migală în frescă, este opera a doi meșteri moldoveni, Ioan Zugravu și fratele său Sofronie, și se păstrează în forma originală. Temele principale vizează narațiuni din Vechiul și Noul Testament, istoria bisericii creștine, Geneza, îmbinate cu diferite aspecte definitorii pentru viața moldovenilor din secolul al XVI-lea. Excesul de cumințenie, până și în îndeletnicirile domestice, este greu de explicat la un popor renumit pentru spiritul combativ, cu trăiri pătimașe, iubiri năvalnice și mereu condamnat să se retragă în codri la apariția dușmanilor. De fapt, pădurile lipsesc din peisaje, deși ele girau într-o mare măsură existența. Asigurau hrana prin vânat, lemn pentru construcții și comerț. Aici se nășteau poveștile sfâșietoare de dragoste, gelozie, răzbunare, cântecele, jurămintele de șarte, și tot aici, cam din sută în sută de ani, apăreau balauri fioroși, anume pentru a-i dezmorți pe flăcăile neviți de vin și hârjoană cu mândrele. Poate că verdele crud din fundalul picturilor, necunoscut ca rețetă și denumit generic verde de Sucevița, să însemne acea sămânță a vieții
pe care doar frunzele și iarba le pot da. Cine să știe? Pictorii au ascuns cu dibăcie toate trăirile lor, deși, pe aceste meleaguri, smerenia era pentru Mântuitor. În rest, nimeni și nimic în lume nu putea opri clocotirea sângelui. Chiar și măritul Vodă Ștefan, când își încordase arcul să sloboade săgeata pentru alegerea locului de altar al mănăstirii Putnei, un țângău de copil, abia de mijise mostața, i-a cerut voie Domnului să încerce arcul și l-a dovedit. Faptă de obrăznicie, pentru care a fost și scurtatul de căpătâiu, vorba cronicarului. Pe latura de nord a bisericii, printr-un miracol, nedeteriorată de clima ostilă cu vânturi și ploi, se vede în toată splendoarea scara virtuților sau scara lui Ioan Climax, desfășurată sugestiv pe cele 33 de trepte. Înainte de a începe lucrarea la ea, cei doi frați pictori se sfătuiră cum să-și împartă tabloul. Eu o să fac îngerii, spuse Sofronie, și cine o să-i privească, va ști să aleagă în viață calea bună de cea rea. Atunci mie îmi revine partea întunecată, cu spaimele, flăcările și chinurile iadului, întări Ioan. Așa să fie. În prima lună, Sofronie pictă mulțime de sfinți, umplând cu ei jumătate de scară. Ioan nici nu puse mâna pe pensulă. Hoinărea prin pomătul mănăstirii, pe dealuri, bătea potecile munților care duceau la stâncile domnești, dar de biserică nu se apropia. Văzând aceasta, fratele său îl dojeni. Eu mi-am făcut treaba, tu nici nu te-ai apucat. Când vom isprăvi lucrarea? Ioan îl ascultă o vreme, apoi luă uneltele și făcu între sfinți norodul, până umplu scara. Dedesubtul ei însă rămase curat. Câteva zile plecă iarăși pe coclauri și când se întoarse privi tabloul. Atunci observă că multe chipuri își pierduseră speranța, aveau îndoieli, le rodea ispita. I-a prăvălit pe toți în josul scării, după greutatea păcatului, și iadul prinse contur. Pe unii, Sofronie încercă să-i salveze, agățându-i de câte un fuștei. Noaptea, Ioan picta dracii trăgând de ei. A fost o luptă neîncetată pentru fiecare suflet, până când lucrarea se isprăvi și ajunse jos la brâul de piatră. Niciunul din cei doi frați nu a avut câștig, scara separând binele de rău, așa cum le fusese învoială. Și a rămas pe mijlocul peretelui, de sute de ani, fără ca cineva să o ridice, să o coboare sau să o încline într-o parte mai tare. De astă dată, n-a fost vorba de o poveste, ci de un adevăr. Dar câte adevăruri nu se nasc din legende și câte legende nu pierd când își pierd sâmburele de adevăr. Privită în ansamblu, fascinanta scenă înfioară prin contrastul dintre ordinea și cumințenia sfinților, izvorâtă dintr-o pace interioară, dobândită prin adâncă și pioasă credință, și haosul fără de sfârșit al iadului. Lupta dintre bine și rău, îndoiala, ispita, păcatul, ca și truda pentru redobândirea chipului pierdut, sunt prezentate detaliat. Cei care alunecă de pe scară n-au timp de meditație și regrete. Dracii îi pun la cazne, îi trag spre adâncul focului veșnic. Totul forfotește, este în mișcare, iar pictorul face risipă de amănunte, nu atât pentru a speria, cât să arunce din el
năravurile ticăloase care ard măruntaiele. La baza zidului, unde începe brâul, fresca se oprește, lăsând încă multe de spus, amânate poate de o poveste ulterioară. O remarcă se cuvine a fi făcută. Dacă folclorul din nordul Bucovinei se rezumă la întâmplări și evenimente relativ blânde, pictura explodează într-un spectacol de acțiune care sperie și pe cei mai tari de fire. Nu întâmplător, femeile își duc bărbații desfrânați, ori mistuiți de patima beției, să vadă scara păcatelor, apoi îi pun să jure cu mințenia. Chiar dacă nu se îndreaptă toți, o vreme se pocăiesc, iar când sunt prinși călcând strâmb, ceea ce este lezne într-o comunitate mică, unde zvonul ajunge înaintea faptei, numai simpla amenințare cu scara de la Sucevița îi face să renunțe. Mai trebuie altă pedeapsă? Liniștiți și secătuiți de încercarea cu iadul, frații Ioan și Sofronie revin pe pereții celor trei abside, într-un perpetuum biblic structurat pe 7 registre distincte. Notabilă este rugăciunea tuturor sfinților, temă unică în pictura morală creștin-ortodoxă, creația școlii din Moldova. Fațada sudică are ca decorațiuni principale arborele lui Iezei, cu genealogia lui Iisus, lucrare inspirată din filozofia antică și preluată prin filiera bizantină, rugul în flăcări și acoperământul Maicii Domnului. În interior, pronaosul găzduiește picturi din viața Sfântului Nicolae, Sfântului Gheorghe, scene din istoria bisericii creștine, iar naosul conține tabloul votiv, reprezentând întreaga familie a lui Ieremia Movilă, desfășurată pe partea stângă a ușii. În dreapta, un al doilea tablou votiv, înfățișându-i pe mitropolitul Gheorghe Movilă, inițiatorul Sfintei Construcții Bisericești, precum și pe Ioan Movilă, tatăl fraților Movilă, fost logofăt la curtea domnească, până să se călugărească la bătrânețe sub numele Dioachinie. Iconostasul sau catapeteasma, peretele care desparte altarul de naos, a fost isprăvit abia în anul 1801. Dar acest inconvenient constituia obișnuință în Moldova, unde domniile erau scurte, violente și se terminau cu moartea voievodului. Lucrată în lemn de tisa, cu bogate ornamente, el rămâne singura piesă în stil baroc rococo din tot complexul arhitectonic. În încăperea morților, sub lespezi sculptate în marmură românească de Roșchița, își au odihna veșnică frații Simeon și Ieremia Movilă. Pe turnul porții, ca o atestare a hramului pe care îl poartă, este pictată învierea Domnului
respectând același registru cromatic. Mănăstirea Sucevița posedă și un muzeu, adăpostit în fosta sală de consiliu, unde se păstrează acoperămintele de mormânt ale celor doi voievozi ctitori, broderii din secolele 15-16, lucrate în fir de aur, argint și perle, dovada prosperității, dar și a credinței. Tetraevangheliere cu ferecături scumpe, obiecte dăruite de boieri cu stare, înalți clerici, relicve istorice. În timpul ocupației austro-ungare, 1775-1918, politica imperială urmărea reducerea influenței religioase a mănăstirilor din nordul Bucovinei, mergându-se până la transformarea lor în parohii sătești. Sucevița și-a pierdut doar câteva clădiri din incintă, rămânând în rest neatinsă. În timpul celui de-al doilea război mondial, ca și la Putna, rușii au pângărit Sfântul Lăcaș, dar n-au găsit averi și odoare. Tot ce avea valoare istorică și religioasă fusese salvat de nemții în retragere și batalioanele fixe românești. Pacea a revenit târziu, abia prin anii 1952-1953, când ultimii banderiști din munți s-au predat. Despre acele vremuri, maicile preferă să nu vorbească, unele motivând că sunt prea tinere, iar cele în vârstă că nu au ținere de minte. O poveste totuși am aflat, nu de la ele, ci în imediata apropiere a mănăstirii, de la un fost bereznic, adică pădurar, care și-a mai prins străbunicul în viață. Și bătrânul i-a spus: "Uite ia, băiete, pe astă pajiște, din stânga și dreapta mănăstirii, pe vremuri își lăsau imperialii caii să pască. Erau toți bividii roșii, de călărie, cum nu găseai la niciun gospodar. Într-o noapte însă, musai că se întâmplă o minune, fiindcă dimineața, când veniră să adune herghelia, caii din dreapta se făcură albi, iar cei din stânga negri. Nu lipsea niciunul. Atunci pe cătane le-a prins spaima și au fugit, crezând că e semn de la bunul Dumnezeu care vestește judecata de apoi. Oamenii și-au făcut milă de dobitoace și le-au dus într-o poiană, departe în munte, să nu cadă blestemul pe sat. Pe drum i-a prins o ploaie și se întâmplă a doua minune. Caii deveniră roșii ca înainte, iar megie și bogați că-și ridicară case în vale după ce vândură herghelia." N-am reușit să pătrund tâlcul povestirii, însă, la plecare, fostul bereznic m-a luminat. "Vezi, matale, poienile astea, niciun străin n-o să-și pască armăsar și iapă pe ele, cât mai pot duce în mână o găleată de cătran și un adevăr. Sunt ale noastre pe veci, lăsate de dinainte de descălecat, prin voia Domnului, și numai El ni le poate lua. Adevăr grea. Cât despre legende, ele se cuibăresc numai pe lângă mănăstiri și înfruntă veacurile împreună, la bine și la rău."